make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu FCSB. Înainte să începem, să nu mă jurați că am spus pe FCSB, pentru mine tot Steaua este, mari fani Stelei. Avem un derby cu Craiova, derby în Băienie, mă rog, este pe terenul nostru, dar este cu Craiova și a revenit între timp și jucătorul nostru de bază, Martin Odegaard. Să vedem ce mai avem pe aici, ce jucători mai avem. Doar atât, vom păstra acest prim 11, l-am titularizat și pe Nicușor Stanciu. Stanciu, iată-l acum la balon, o pasă în dreapta la urcarea lui Kipciu. Alex Kipciu, nu trece acolo de Briceag. Ăsta e periculos, Briceag. Kipciu aruncă de la margine. Hai, Prepe, Prepe este capitanul nostru, dar iată, parcă în acest început de meci joacă pentru Craiova. Am văzut cum a pasat acolo Kipciu, adică a vrut să centreze, dar balonul s-a dus în aut din prepeliță. Odegaard, revenit după accidentare, Martin Odegaard nu este deloc inspirat în fața lui Nuno Rocha. A reușit să deposeze Nuno Rocha, un jucător foarte ofensiv, a primit acolo de la Ferfelea. Ferfelea trece frumos. Ferfelea, ce nume are și ăsta, și mai ales Briceag. Briceag e cel mai periculos după teren. Briceag acum pentru Ferfelea, centrarea lui Ferfelea în flancul drept la Bancu. Nicușor Bancu, accidentat în meciul cu viitorul Constanța. După cum știm, Brandan pentru Ivan, mai departe la Bancu. Prepeliță scoate în ultimul moment și ieșim cu pase din careul nostru, însă Odegaard din nou deposedat de același Nuno Rocha. Pablo Brandan joacă împotriva fostei sale echipe, a fost un jucător de bază la echipa noastră, Brandan, la Steaua. Pablo Brandan, acum Odegaard cu o schimbare de parte, dar Marcu reușește să oprească balonul și acum Bancu. Bancu, iată ce spațiu au cei de la Craiova. Ivan reușește să treacă și pasă pentru Ferfelea. Ivan trage printre, a fost offside, este, doamne, printre picioarele lui Arlauskis. M-am speriat acolo, dar că dacă lua golul ăsta, Arlauskis, următorul meci era pe bancă, să se învețe minte. Tănase, nu a fost deloc inspirație în atac în acest început de partidă și o vedem pe CSU Craiova, foarte, foarte periculoasă. Carnaihan a reușit să oprească pericolul. Iată-l acum pe Pablo Brandan, care execută această lovitură liberă, centrarea lui Brandan, foarte bine, Paul Pac cu capul și acum Gabi Iancu. Ce preluare greșită a făcut acolo Gabi Iancu. Și acum Cristi Tănase, sprintează Tănase, să vedem dacă va trece, nu trece acolo de Marcu, arbitru va da foul pentru CSU Craiova, hai te rog, eschivează ceva acolo, nu-i da galben, altceva ți-am zis să faci, dă galbenul Tănase pentru o nimica toată, asta este, Tănase a luat un galben pentru că s-a ofticat, deoarece n-a trecut acolo de Marcu în viteză, nu prea are viteză, după câte am observat Cristi Tănase. Briceag pentru Ferfelea, de carul lui CSU Craiova, Ferfelea. Mai departe la Nuno Rocha. Nuno Rocha, un jucător foarte bun, foarte crucial, să spunem, pentru CSU Craiova. Iată acum pe Ferfelea, mai departe la Ivan. Ivan încearcă să găsească o soluție, îl vede pe Bancu, Nicușor Bancu, mai departe la Pablo Brandan, din nou la Ivan, apoi la Bancu, sunt în apropierea careului nostru, au intrat în careu și ies, acum stăm foarte bine în teren, cel puțin la această fază, nu au găsit foarte multe culoare, poate doar la această fază unde ne-au prins pe viteză, totuși cât de bine combină echipa lui Cârțău și Săndoi, centrare periculoasă, este bară, ocazie uriașă din nou pentru CSU Craiova, care a controlat detașat meciul, iar noi am stat la contraatac și nu a fost deloc inspirat la această parte a meciului, să spunem. Acum Kipciu pentru Odegaard. Odegaard nu trece acolo de Ferfelea. Nu prea avem jucătorii pe viteză, asta am observat. S-ar putea ca în repriza a doua să intre și Adi Popa, pentru că știm cu toții ce viteză are micuțul. 0-0 la pauză pentru noi este un rezultat bun, având în vedere și luând în considerație cum am jucat. Da, mă gândeam că să-l băgăm pe Adi Popa, l-am băgat în locul lui Tănase, am dat un refresh, să spunem, echipei. Iată acum pe Odegaard, Odegaard trece foarte frumos de doi jucători, Odegaard se duce de un singur, ce control are, Odegaard este în care rămâne cu mingea la picior, centrează, respinge Pablo Brandan,
Cine altcineva să respingă de acolo decât Pablo Brană, da? Norocea centrează la bara a doua, periculos, respinge Cornel Râpă și acum Prepeliță. Prepeliță pentru Iancu, din prima la Stanciu, foarte frumos, jucăm tiki-taka la această fază. Di Popa nu reușește să treacă acolo de Marcu, un zid de netrecut. Marcu, după cum am văzut, rămâne foarte bun și în prima și în a doua repriză. Greșeală acolo a lui Steleanu Filippo, preluare... o preluare neglijentă a lui Filip, care n-a fost atent acolo. Ivan pentru Bancu. Bancu șutează în blocajul lui Canaihan. Jocul este oprit, să vedem ce va dicta arbitru. O lovitură liberă foarte periculoasă pentru Craiova. Mațon este să execute Ferfela cu o schemă, târnă cop pentru Ferfela. Vor să intre cu mingea în poartă, dar avem o menghină pusă, să spunem așa. Odegaard se luptă acolo cu Aca, dar nu reușește să facă nimic acum Mațon. Noul intrat Mațon în locul lui Pablo Bradan. Ce trece reușește Mațon. Pap, foarte bine îndepărtează pericolul. Odegaard pentru urcarea lui Nicușor Stanciu, destul de extenuat Stanciu. Prepeliță recuperează foarte bine, foarte bun jocul defensiv făcut de Prepeliță. Odegaard și Adi Popa pentru Iancu. Iancu la urcarea lui Filip, care din păcate este oprit de Bancu pentru un moment. Foarte, foarte bun în apărare cât și în atac cei de la Craiova. Oarecum ne inspirați pe faza de finalizare, să spunem așa. Una peste alta, un... joc închis al nostru, i-am așteptat mult pe cei de la Craiova, am încercat pe contraatac, dar și ei s-au închis bine în apărare, un joc închis și un joc închis de ambele echipe, dar deschis și de Craiova. Joacă bine Craiova în acest meci, chiar dacă nu a reușit să marcheze. Iată acum pe Martin Odegaard pentru Prepeliță. Prepeliță foarte puternic pe picioare. Prepeliță reușește să rămână cu balul la picior și acum Kipciu. Kipciu intră în zonă centrală. Schimbă partea Kipciu până la Adi Popa. Adi Popa cu o minge în careu, dar Bancu reușește să îl oprească. Minutul 87, încercăm să atacăm cât de mult putem. Este Râpă acum pentru Kipciu, din nou la Râpă. Cornel Râpă pentru același Kipciu. Trebuie să găsim soluția perfectă. Stanciu a încercat șutul, destul de mult curaj pe el, să nu ne pierdem cumpătul. Mi-a adus aminte de șutul lui James Rodriguez împotriva lui Juventus. Era și atunci, era o presiune de timp, cei de la Real Madrid, a tras însă chiar mai bine James Rodriguez decât a tras aici Nicușor Stanciu. Odegaard, Adi Popa pierde ușor balonul acolo. Adi Popa, au recuperat cei de la CSU Craiova și vedem că nu se avândă foarte mult în atac. Este Mateiu. Toate schimbările au fost făcute de craioveni. A intrat Mateiu, Bawab și Mattson. Să vedem acum pe Odegaard. Ultima șansă pentru noi, a fost 5 minute prelungire arătate. Odegaard, este Martin Odegaard într-o poziție centrală, trage Odegaard, apără brac. Foarte, foarte periculos, șuturi de la distanță foarte bine plasate de jucătorii noștri. Și acum avem un corner. Kipciu a încercat să centreze, Kai respinge și meciul se încheie. Din păcate nu scoatem decât un egal pe teren propriu cu cei de la CSU Craiova. Au jucat foarte, foarte bine și nu am putut face, mai nu le-a putut pune mari probleme. Avem un meci în Europa League împotriva celor de la Rio Ave, să vedem cum ne vom descurca. Îl băgăm pe Adi Popa și m-am gândit să băgăm și pe Toșca. Toșca și Filip se titularizăm, unul din ei sigur joacă pe dreapta, cred că Filip joacă și pe dreapta, aia să te uiți acolo. Da, vezi, și Filip joacă pe dreapta, știam eu, și așa îi avem pe ambii jucători foarte tineri. Filip a crescut 70, după cum am văzut acolo. Și începe meciul lui, avem lovitura de start din Europa League. Meciul trecut, în prima etapă am făcut doar 2-2. Puteam obține victoria sigură dacă Stanciu marca atunci minutul 87. Să vedem pe Filip pentru Odegaard. Odegaard este în careu, centrează la firul ierbii. Cred că ar fi mers acolo și o centrare pe sus a lui Odegaard. Din păcate nu s-a întâmplat asta și au recuperat portughezii. Diego acum pentru Pedro Moreira, foarte bine recuperează Prepeliță. Acum Iancu pentru același Prepeliță, mai departe la Kipciu. Kipciu știu că are viteză, Kipciu, Alex Kipciu centrează în afara careului. Odegaard foarte bine blochează, trage Odegaard, șut slab din păcate al decarului nostru.
revenit după accidentare, nu mai este la forma dinainte de această accidentare. Odegaard, dar sper să revenească, este un jucător prea bun să... Zeghelar pasă la Tarantini, foarte bine Kipciu intervine acolo cu un teclid, este corner pentru Rio Ave, foarte periculoasă la poarta noastră, minutul 30, să vedem ce intrarea la prima bară, credeam că va avea probleme Arlauskis acolo la reținere, Iancu, ce face Iancu, bine că rămâne balonul în posesia noastră, Iancu meciul trecut a avut o dublă, și să spunem că se bate la titlul de golgheter a acestei competiții. Fili pentru Odegaard din prima la Iancu, Iancu pentru Prepeliță, mai departe la Adi Popa pentru Gabi Iancu, Iancu este pe piciorul stâng, pasează însă la Odegaard, Odegaard trage, Casio apără, ce șut a prins Odegaard acolo, dar Casio foarte puternic în mâini a reușit să oprească șutul. Prepeliță pentru Kipciu, de această dată execută Prepeliță cornerul, mingea este în care, un alt șut al lui Iancu, prins cu încredere de Casio, sigur pe el portarul portughezilor. Hasan trece frumos acolo, Pap a încercat să-l oprească, Zeghelar pentru Hasan, este 1-0 pentru Rio Ave. Din păcate Arlauskis este învins aici, o greșeală a lui Paul Pap, putea să recupereze foarte ușor. Ahmed Hasan marchează, este 1-0 pentru Rio Ave și încercăm acum să egalăm, trebuie să facem asta, iată-l acum pe Odegaard. Odegaard trage de la distanță, dar nu prinde cadrul porții Martin Odegaard. Nu este bine deloc, este minutul 51, a început a doua repriză cu golul lui Rio Ave, direct din prima. Ucra în flancul drept, Ucra este ținut de doi jucători, centrează bine Ucra, Zeghelar! Îl învinge pe Arlauskis, din păcate este 2-0, incredibilă centrare lui Ucra și Zeghelar cu capul. Arlauskis a rămas mască, eu zic că putea face ceva aceste mingi, este 2-0 pentru Rio Ave, acum încercăm prin Odegaard. Odegaard, să vedem pe Martin Odegaard, Odegaard, gol! 2-1, ce șut splendid prinde Martin Odegaard, revine Odegaard în forță, revenim și noi odată cu el, șut cu piciorul stâng foarte puternic al lui Odegaard, portarul rămas fără șansă aici, este 2-1, reducem din diferență și eu zic că mai avem timp de a obține chiar și o victorie, dar... momentan suntem conduși și trebuie să facem ceva neapărat. Zeghelar, periculos acolo, Zeghelar, Tarantini. Se poate, trebuie însă să rămână mingea mai mult la noi și mai puțin la ei. Diego, Aihan, foarte bine recuperează, destul de riscantă intrarea lui Aihan, dar până la urmă a fost o intrare bună. Odegaard, Odegaard se duce, este în flancul drept de unul singur, ia această minge Odegaard, Tarantini îl oprește pe Odegaard care nu era susținut de niciun jucător. Aruncând de la margine, Kipciu pentru Odegaard. Odegaard, norvegianul centrează pentru micuțul Adi Popa, ocazie uriașă acolo pentru noi, a tras pe centru în portarul Casio și acum Prepeliță, Prepeliță dacă trecea acolo de Zeghelar, câte probleme ne-a pus acest jucător. 2-1 în continuare, minutul 69, a mai avut o fază importantă, dar din păcate nu am reușit să marcăm, nu ar trebui să ne jucăm cu fazele, nu ar trebui să iertăm adversarii noștri, pentru că ei nu ne-au iertat pe noi, nu au avut deloc multe ocazii, dar acele ocazii puține care au avut au reușit să le fructifice. Adi Popa, iată-l pe Adi Popa, are spațiu pe flancul stâng, vine imediat un jucător în fața lui și îl deposedează, deloc nu ne-au ieșit trecerile în viteză. Mai ales pe flancuri, Adi Popa nu se înțelege acolo cu echipierul său și mingea este respinsă direct la întâmplare. Hai Arla, Arla riscant, acolo intervenția să spunem a lui Arla, nu se poate, se accidentează. Jucătorul nostru este Pap, Paul Pap, cel care se accidentează, din păcate trebuie schimbat, intră Gabi, Tama sau Luchin. Nici nu a fost atent cine a intrat în locul lui Pap, Luchin, Sârgean, Luchin intră în locul lui Paul Pap. Din păcate ne părăsește și Pap, să spunem, intră Luchin, să sperăm că poate ne va aduce un plus în ofensivă, știm că este destul de ofensiv și Luchin, dar și Pap a marcat multe goluri și la Steaua și la Națională. Și Luchin știm că poate juca și pe dreapta, la fel cum joacă și Pap. Diego Lopez, decarul celor de la Rio Ave, iată acum o pasă pentru Hasan din prima la Ucra.
Este minutul 84, oare mai putem face ceva? Ucra trage de timp, iată, protejează acolo mingea. Ucra, până la urmă Toșca îndepărtează, să spunem, pericolul, dar nu era deloc periculos Ucra. Încearcă să forțeze cele 3 puncte adversarii noștri. Odegaard acum pentru Iancu, foarte bine la Odegaard. Odegaard, dacă trecea acolo. Este minutul 88, gluma se îngroașă, se conduși 2-1 de Rio Ave. Un parcurs, un debut nu foarte bun în cupele europene. Fault aici, timpul trece, timp foarte prețios. Am trecut de timpul regulamentar, vom avea și prelungiri. Oare vom mai reuși un gol incredibil, să spun așa, un gol egalizator, cum a reușit Sio Kipciu cu Petrolul, poate așa va reuși și în acest meci. Adi Popa este făcut ușor acolo, cât de bine au combinat adversarii noștri. Este Ucra, Ucra pentru Del Valle. Del Valle a marcat un gol senzațional. Stele a intrat acum, mă refer în realitate, țin minte acel gol. Din păcate pierdem în Europa League, din 6 puncte nu am luat decât unul. Pierdem și acest meci în Europa League și suntem în pericol de a pierde și măcar 3 luni se accidentează Paul Paz și de a pierde locul de faze eliminatorii din cupe europene. Mănânci pe Breveld, îl băgăm titular pentru acest meci care urmează cu ASEA Târgu Mureș. Acesta a fost episodul de astăzi, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!